Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou episod din Instrumentară. Sunt Virgil și începând de astăzi vă voi povesti mai multe norme de protecție a muncii din Instrumentară. Episodul de astăzi se numește Reguli Generale. Deci, pe românește, NPM, Norme de Protecție a Muncii, Reguli Generale. Articolul 1. Aplicarea în întreprinderea prevederilor prezentelor norme de protecție a muncii este obligatorie și se face corespunzător. Fac corespunzător directorul, inginerul șef, adjuncții acestora, mecanicul șef, șeful serviciilor de producție și, în mod deosebit, șefii de secții și mai fiecare pentru sectorul său de activitate. Articolul 2. Nerespectarea prezentelor norme se va sancționa administrativ, material, penal, potrivit regulamentului de ordine interioară și celorlalte dispoziții legale în vigoare. Articolul 3. Din momentul difuzării prezentelor norme de protecție a muncii, acestea devin obligatorii pentru toate sectoarele activitatei industria cărnii. Articolul 4. Organizațiile și cercetării de proiect sunt obligați de ca la cercetare și proiectarea noilor produse, procese, tehnologie, mașini agregate, instalații, să prevadă toate măsurile de protecție a muncii, astfel încât la experimentarea, fabricarea și exploatarea acestora să nu existe pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale. În avizul Consiliului Tehnico-Științific s-a menționat că s-au asigurat măsurile corespunzătoare de protecție a muncii conform legilor în vigoare. Nu pot fi utilizate mașini agregate, instalații care nu sunt omologate. Articolul 5. Toate utilajele acționate electric, precum și toate echipamentele electrice, trebuie să corespundă normelor de protecție a muncii elaborate de MAEA, extrasul 4, privind protecția împotriva pericolului de electrocutare. Articolul 6. Tensiunea admisă de alimentare cu energie electrică a utilajelor este tensiunea joasă și tensiunea redusă. Articolul 7. Este strict interzisă alimentarea cu energie electrică a utilajelor dacă este posibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune. Muncitorii care lucrează cu un utilaj electric au obligația ca înainte de punerea lui în funcțiune să verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub tensiune și dacă utilajul este acordat la centura de legare la pământ. Articol 8. Principiile de realizare a protecției împotriva electrocutării prin atingere indirectă sunt următoarele. Legarea la nul ca protecție principală și legarea la pământ ca protecție suplimentară pentru utilaje fixe alimentate cu tensiune joasă dintr-o rețea cu neutru legat la pământ. Legarea la pământ cu protecție principală suplimentară prin supravegherea permanentă a izolației și reconectarea la prima punere la pământ pentru utilaje fixe alimentate cu tensiune joasă dintr-o rețea izolată față de pământ. În cazul utilajelor mobile alimentate dintr-o rețea joasă, tensiunea cu neutru legat la pământ, protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă se asigură astfel. A. Legarea la nul ca protecție principală și legarea la pământ ca protecție suplimentară. B. Legarea la nul ca protecție principală și utilizarea unui dispozitiv de conectare automată la curenți de defect drept protecție suplimentară. În cazul utilajelor mobile alimentate într-o rețea de joasă tensiune cu neutru izolat față de pământ, protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă se asigură prin legarea la pământ ca protecție principală și utilizarea unui dispozitiv care să vă reconecteze la prima punere la pământ de protecție suplimentară. În cazul utilajelor mobile alimentate cu tensiune redusă, nu mai este nevoie de altă protecție decât verificarea periodică a izolației, atât la utilaje electrice cât și a înfășurării sursei pentru a împiedica pătrunderea unei tensiuni înalte în rețeaua de tensiune redusă. În cazul utilajelor și echipamentelor electrice portabile, protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă se asigură astfel. A. Alimentarea cu tensiune redusă. B. Izolarea suplimentară. C. Separarea de protecție. Articolul 9. Este strict interzisă mutarea sub tensiune a utilajelor și echipamentelor electrice mobile. Pentru a fi mutate din locul de staționare, utilaje și echipamente electrice trebuie să fie scoase de sub tensiune, apoi mutate în locul unde vor funcționa și apoi se vor remna cu tensiunea. Scoaterea de sub tensiune trebuie făcută prin scoaterea ștecului din priză sau prin intermediul unui întrerupător montat astfel încât să poată întrerupe tensiunea din cablul de alimentare a utilajului și echipamentului mobil. Articolul 10. Toate utilajele și instalațiile electrice trebuie să fie verificate la recepție după fiecare reparație sau modificate înainte de muncile sezoniere, precum și periodic în exploatare pentru a se testa eficacitatea măsurilor de protecție împotriva pericolului de electrocutare. Verificările trebuie făcute conform indicațiilor cuprinse în extrasul 4 al numărul MAEA. Nu se admite pornirea instalațiilor sub rezerve completării ulterioare a măsurilor de protecție a muncii. Articolul 11. Toți lucrătorii sunt obligați, atunci când observă, indiferent de ce sector de activitate, că se lucrează contra prevederilor normelor de protecție a muncii, să tragă atenția celor îndrept despre acest fapt, spre a se lua neîntârziat măsuri corespunzătoare. Să anunțe pe șeful lor imediat superior atunci când sunt puși în situația de a lucra în condiții contrare cu prevederile normelor de protecție a muncii, să refuze a lucra în astfel de condiții. Să poarte în timpul lucrului echipament de protecție corespunzător sau specific locului de muncă. Să anunțe de îndată pe șefii săi superiori despre orice accident tehnic sau uman.
Articolul 12. Persoanele din afara întreprinderii care au dreptul să intre în sectoarele de fabricație vor putea avea acces în aceste sectoare numai dacă sunt soțite de persoane calificate din dispoziția conducerii întreprinderii. Articolul 13. În toate unitățile se vor ține periodic ședințe în care se va analiza în mod special situația protecției muncii, se vor stabili măsuri corespunzătoare care vor fi cumplite într-un ordin sau decizie a conducătorului unității respective. La nivelul sectoarelor, secțiilor, atelierilor, situația producției muncii va fi analizată în ședințe lunare de producție sau de câte ori consideră necesar. Articolul 14. Toate proiectele vor fi însoțite de A. Instrucțiuni de protecție a muncii pentru noile produse, procese, tehnice, mașini agregate, instalații. B. Lista cuprinzând propuneri pentru echipamente de protecție și de lucru cu care urmează a fi dotat personalul respectiv. C. Măsuri de prim ajutor în caz de accidentare. Pentru a asigura protecție împotriva pericolelor reproductoare, toate proiectele trebuie să fie însoțite de instrucțiuni speciale care se cuvinde în următoarele puncte. Modul de asigurare a protecției împotriva electrocutării prin atingerea directă. Principiul de asigurare a protecției împotriva electrocutării prin atingere indirectă. Măsurile constructive care trebuie să fie realizate la montare pentru asigurarea protecției împotriva electrocutării. Reguli de exploatare a respectivei instalații pentru evitarea pericolelor electrocutare. Indicii privind verificările periodice pentru testarea eficienței instalației de protecție împotriva electrocutării, care execută verificările, modul de verificare condiții pe care trebuie să le îndeplinească instalația. Articolul 15. La omologarea produselor, tehnologiilor, mașinilor agregatorilor, instalațiilor, comisia de omologare verifică dacă acestea corespund din punct de vedere al protecției muncii și vor omologa numai pe acelea care asigură desfășurarea procesului de muncă fără pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. În procesul verbal de omologare se va consemna în mod expres că mașinile sau agregatul respectiv corespunde din punct de vedere al protecției muncii. Articolul 16. Nicio mașină agregată instalație nu poate fi pusă în funcțiune în total sau în parte dacă nu s-a efectuat excepția acestea. Modificarea acestora se va face numai pe baza unei documentații avizate în prealabil de organele competente care sunt obligate să asigure toate măsurile de protecție a muncii. Bun, astea sunt o parte, o să urmeze și alte episoade, norme de protecție a muncii. Asta a fost reguli generale, cum ar veni episodul 2. Se aplică carmangirile întreprinderilor, fabricelor, atelierilor de practică cu mici modificări aduse în timp. Astea sunt la modul general, dar poate să sufere mici modificări. Bun, dacă v-a plăcut acest videoclip și ce ați văzut de făcut, dacă nu v-a plăcut, asta este. Eu sunt domnul Virgil, vă salut, ne vedem data viitoare la un nou videoclip și vă doresc o zi cât mai frumoasă.